serviciul filet două stațiile sale. Atacul cibernetic nu a afectat și activitatea rafineriilor, iar compania susține că a luat măsuri suplimentare pentru securizarea datelor. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Propetrol anunță că în urma atacului cibernetic cu 8 martie, operațiunile specifice sistemelor IT din cadrul companiei au fost parțial restaurate și că încă se lucrează pentru a finaliza restaurarea platformelor digitale. Compania menționează însă că este funcțional serviciul Fill & Go, cel care le permite clienților să achiziționeze pe baza unui card special carburant și alte produse din prezent. Serviciul fusese suspendat temporar în urma atacului cibernetic pentru a proteja datele clienților. În rest, activitatea benzinărilor Petrol se desfășoară. Și românii, Casa Națională de Sănătate va genera un cod unic pentru fiecare refugiat, cod în baza căruia pot primi asistență.